Cinci propuneri, recomandări. Prima, nu încercați cu orice preț să fugiți de anticipat. În istorie, 9 dintre 10 cazuri cei care au venit prin revoluții și sânge, pleacă prin revoluții și sânge. Utilizați acel unic caz și plecați democratic. Neoastră sunteți acei care sunteți beneficiarii loviturii de stat din 7 aprilie 2009. Alegerile anticipate o să fie o soluție și pentru dumneavoastră. 2. Nu uitați, opoziția de azi este guvernarea de mâine. Unii dintre voi cred că ați venit veșnic la guvernare. Sunt unii deputați mai tineri, din PD care spun că stare norocoși și noi budem după bednăva. Știți, știți cine vă avem în vedere. Băieți, credeți că l-ați apucat pe Dumnezeu de picioare? Ceea ce se întâmplă acum, cum procedați voi cu opoziția, Exact așa va proceda opoziția cu voi. Dosare penale pe opoziția parlamentară, extraparlamentară, închiderea și așa mai departe. Nu vă știți de ce este vorba. Nu faceți acest lucru. Pentru ce vă trebuie acum iar să căutați dosare penale pentru Dodon, pentru alți membri a fracțiunii socialiștilor? Credeți că noi nu știm? Credeți că o să ne speriați? A treia propunere. Nu vă uitați doar la Occident. Eu nu înțeleg cu cine voi vă întreceți

Апробация код аудиовизуальной, где не на черелах либеральных, программили русском языке. Майзива Европы, а proposло, субъект.